Continuăm cu un grupaj de știri realizate de Global News Alliance. La câțiva ani după ce a auzit pentru prima dată cât de greu este să trăiești în Guinea, Dr. David, care devenise medic stomatolog, s-a înscris ca voluntar la Mercy Ships în Guinea. La fel ca bunicii săi, a vrut să-și folosească abilitățile pentru a ajuta oamenii, dar nu avea idee cât de mare era de fapt nevoia. Universitatea Gamal Abdel Nasser din Conakry, Guinea, a cerut ca Mercy Ships să ajute la instruirea clinică a studenților la stomatologie. Se pare că aceasta era o nevoie uriașă. Am început să lucrăm cu Mercy Ships în 2012-2013 și suntem aici în Guinea, în Conakry. În unele zile avem 100 de pacienți, iar în altele, la radiografie, rândul e chiar puțin mai lung. Asta mi-a arătat că putem rămâne în Guinea pentru totdeauna și cu toate acestea, rândul va continua să fie acolo. Așa că trebuia să existe o modalitate mai bună de a face asta decât doar să vedem pacient după pacient. Există o nevoie uriașă de îngrijire chirurgicală directă și îngrijire dentară directă, dar dacă nu faci ceva cu pregătirea medicală, nimic nu se va schimba în viitor. Sistemul dentar din Guinea este oarecum dezorganizat prin faptul că există studenți care termină școala, dar fără o pregătire clinică. Se formează studenți la stomatologie care sunt fantastici, dar sunt și mulți studenți care ies din sistem și, de fapt, nu devin stomatologi în viitor. În 2018-2019, Mercy Ships a colaborat cu Universitatea Gamal Abdel Nasser. Din acest parteneriat am început să lucrăm cu școala de stomatologie. Când am început, am plănuit doar să renovăm școala de stomatologie. Pe măsură ce mergeam din ce în ce mai departe, școala a venit la noi și ne-a întrebat dacă am putea include studenți de la stomatologie în programul nostru, deoarece nu au primit pregătire clinică în timpul programului lor obișnuit de școlarizare. Prin programul nostru de aici, de la Universitatea Gamal, ei au posibilitatea să facă simulare înainte de a vedea pacienții și când încep să vadă pacienții, merg foarte încet. Așa că programul oferă îngrijiri de calitate pacienților, dar și formare de calitate pentru studenți. Avem un grup de studenți chiar acum, care apar aici în fiecare zi la 7 dimineața și pleacă la 7 seara. Și în acest timp, fie că sunt în clinică, fie se întorc să studieze manualele, să învețe, să pună întrebări, să planifice viitorul și prin toți acești pași, este într-un fel ceea ce vrei să vezi, progres și studenți. Sperăm să devină lider pentru Guinea, pentru Africa sau pentru lume. Viziunea pentru Gamal Dentist School nu este viziunea mea, este viziunea Facultății de Stomatologie. Acest proiect poate fi un exemplu al modului în care organizațiile pot colabora mult mai strâns cu clinicile locale, spitalele locale și ajutându-le și sprijinindu-le să își implementeze visele și viziunile, dar de asemenea să fie sustenabil, astfel încât atunci când Mercy Ships predă complet școala de stomatologie universității, ei să poată continua să facă pregătirea clinică a studenților. Alpha Omega.